10 de oameni au murit, iar alte câteva zeci sunt dați dispăruți în Venezuela în urma inundațiilor apocaliptice. Ploile abundente au adus după ele și alunecări de teren care au afectat locuințele. Ca urmare a tragediei, președintele Venezuelei a declarat doliu național timp de câteva zile. Cel puțin 25 de oameni au fost confirmați morți și alți 52 sunt dați dispăruți în urma unor inundații și alunecări care au lovit localitatea venezuelană Las Tejerias, situată în apropiere de capitala Caracas. Dezastrul a avut loc după ce un râu din apropiere s-a umflat din cauza ploilor. În jur de 20.000 de locuințe au fost afectate. Președintele venezuelan, Nicolas Maduro, a descris situația drept dificilă și dureroasă și a declarat 3 zile de doliu național. Pentru a căuta victimele, la fața locului au fost trimise echipamente grele și aproximativ 1.000 de membri ai serviciilor de intervenție.